Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru duminică 7 martie. Și acum să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Foarte interesant, această carte, împărăteasa, cred că a ieșit de cele mai multe ori în etalarea pentru pești. E a treia sau a patra oară când iese. Și când iese pe partea de dragoste, vine cu mesaje foarte frumoase. De fertilitate, de bucurie, împlinire în sânul familiei, în cuplu, în relația în doi. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, aici e posibil să vină un copil. Dacă asta vă doriți, foarte bine, felicitări! Dar dacă nu sunteți pregătiți pentru acest pas, e foarte important să vă asigurați aici că luați măsurile adecvate de protecție. Pentru cei care sunteți singuri, aici cu împărăteasa puteți să atrageți în viața voastră partenerul sau partenera ideală. Mai ales pentru femei, o să fiți foarte atrăgătoare, foarte frumoase, foarte feminine și o să atrageți bărbații în jurul vostru ca un magnet. Pentru domni, fiți atenți la o persoană cu aceste caracteristici, la o persoană foarte feminină, foarte drăgăstoasă, foarte maternă, pentru că această persoană s-ar putea să fie partenera ideală pentru voi. Sub energia împărătesei, orice relație începută în această zi are șanse să fie una de lungă durată, care să ducă chiar către căsătorie, către întemeierea unei familii și poate să vă aducă foarte multă împlinire și foarte multă bucurie. Și aici nu vorbesc doar de împlinire emoțională, sentimentală, ci de împlinire fizică, materială. În urma acestei relații, ambii parteneri o să crească, o să evolueze, atât în plan spiritual, cât și în plan material. O să puteți, cu ajutorul partenerului sau partenerei voastre, să găsiți un loc de muncă mai bun, să câștigați mai mulți bani, să obțineți și o stabilitate financiară mai bună. Împreună, cei doi parteneri pot să pornească o afacere împreună, pot să construiască ceva de durată împreună, că e vorba de o familie, că e vorba de o afacere, că e vorba pur și simplu de un cuplu în doi, fără copii, indiferent ce vă doriți, indiferent de cum arată imaginea aceasta a stabilității și a prosperității pentru voi, acest lucru este posibil. Pe partea de sănătate avem aici pajul de cupe, visătorul cupelor. Aici apare posibilitatea de suferințe din dragoste, mai ales pentru cei tineri, pentru adolescenți și pentru cei, fie că sunteți adolescenți sau pur și simplu sunteți mai imaturi pentru vârsta voastră, aici apare posibilitatea să vă consumați foarte puternic din dragoste, chiar dacă pe partea de dragoste avem niște cărți pozitive. Deci e posibil ca o parte dintre voi să vă consumați atât de mult pe partea asta de dragoste încât efectiv să vă îmbolnăviți fizic. Să fiți bolnavi din dragoste. Partea pozitivă e că e doar o energie de moment. Cu toate că venirea primăverii aduce după sine și asteniile de primăvară și combinate cu această energie a pajului de cupe, am impresia că toată lumea, indiferent de vârstă, o să fie mai susceptibilă pentru acest tip de boli sezoniere. Partea pozitivă e că o să treacă destul de rapid, dar trebuie să fiți un pic mai vigilenți și un pic mai grijuli cu voi înșivă în această perioadă. Pajul de cupe poate să aducă și tot felul de mici boli, mici probleme de sănătate datorită neatenției, pentru că sunteți prea visători, sunteți cu gândul în altă parte și nu sunteți atenți la realitatea imediată, la lumea înconjurătoare, la ce se întâmplă chiar lângă voi, în mediul vostru imediat apropiat. Cu această energie de cupe o să fie mai greu să vă concentrați, să fiți atenți, să fiți vigilenți, dar în această perioadă va fi foarte important să faceți acest lucru, pentru că știți, tot timpul schimbarea sezonieră vine cu diverse boli specifice anotimpului respectiv și aici e responsabilitatea voastră să vă protejați și să aveți grijă de corpul vostru, de organismul vostru. Pentru toți cei care vă știți cu tendințe către depresie, anxietate, insomnie, aici pajul de cupe vine cu o energie foarte frumoasă care vă eliberează temporar cel puțin de aceste probleme. Dar în schimb, la nivel fizic,
organismul vostru, da, e mai susceptibil și va trebui să fiți atenți acolo. E energie interesantă și pe partea de sănătate. Nu cred că o să aducă mari probleme, probleme critice de sănătate, dar poate să vină așa cu mici neplăceri, datorate în primul rând neatenției. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem o carte foarte frumoasă aici, Zecele de monede. O carte superbă, foarte multă abundență, foarte mult succes aici pe partea financiară. Cei care vreți să începeți o afacere nouă, vă gândiți la un model de business, vă pregătiți planul de afaceri, vă căutați investitori, aici cu zecele de monede o să aveți foarte, foarte mult succes. O să fie și mult de muncă, dar o să fie o inițiativă din care o să câștigați mai mulți bani decât vă puteți imagina acum. Dacă primiți o ofertă de muncă sau vă refaceți CV-ul ca să aplicați la niște joburi noi sau găsiți o metodă prin care să transformați un hobby, o activitate care vă oferă plăcere într-o sursă secundară de venit, faceți aceste lucruri astăzi, pentru că sub această energie de 10 de monede o să fie foarte bine aspectate toate aceste inițiative. Cu 10-le de monede, astăzi învățați o lecție foarte importantă, aceea că în drumul vostru către mai multă stabilitate financiară există anumite rampe așa care vă catapultează către succes foarte rapid și există momente de platou, de stabilizare a energiilor și a finanțelor. Și aici 10-le de monede vă pune în fața voastră o nouă rampă din aceasta care vă catapultează către succes. E un moment în care o să înregistrați o creștere exponențială. Bineînțeles, pe urmă o să urmeze o perioadă de stabilizare, dar acum cu 10-le de monede e momentul ideal ca să aveți acest salt, această evoluție spectaculoasă în finanțele voastre, în stabilitatea voastră financiară. Cei care vă gândiți să investiți în diverse afaceri sau pe bursă, faceți aceste investiții, dar faceți-le chibzuit și cu cap, pentru că o să vă aducă multă stabilitate, o să vă aducă multe beneficii. Investițiile în imobiliare, în terenuri, în agricultură, în aur, argint, sunt foarte bine aspectate aici. Și cu 10-le de monede, orice parteneriat poate să vă aducă foarte multe beneficii. Și orice afacere începută sub această energie o să fie una de succes. O zi foarte frumoasă, o energie foarte plăcută pentru această zi de duminică. Și înainte să finalizăm etalarea, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj pentru toată lumea. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să vă uitați și la etalările speciale care le-am făcut pentru babele lunii martie, pentru primele 9 zile din luna martie, în funcție de numărul pe care l-ați ales, în funcție de baba pe care ați ales-o, v-am pregătit câte o etalare suplimentară ca să vedem cum o să vă meargă în anul următor. Playlist-ul găsiți aici la linkul din colțul din dreapta sus și dacă v-ați ales cumva baba numărul 7, 8 sau 9 și nu vedeți încă videourile, stați cu ochii pe canal pentru că videourile acestea le-am pus câte unul pe zi în ziua respectivă la prânz. Dacă vreți să fiți notificați de YouTube în momentul în care pun materiale noi, trebuie să vă abonați la canalul meu, nu vă costă nimic, e gratis și să apăsați pe clopoțelul de notificare ca să vă anunțe YouTube când pun videouri noi. Bun, și acum hai să vedem mesajul pentru această zi. Am încredere în inteligența din mine. Orice se întâmplă în exterior e doar o oglindă a gândirii mele limitate. Exact ce vă spun de câteva luni, totul pornește de la gândire, totul pornește din interior, pentru că gândurile se transformă în fapte și vorbe, și acestea vă influențează realitatea exterioară. Prin urmare, cel mai important lucru, dacă doriți să evoluați, să creșteți în orice plan, că e emoțional, spiritual, fizic, monetar, în orice plan al existenței voastre, doriți să creșteți, să evoluați, trebuie să începeți prin a vă schimba gândirea, atitudinea voastră cu privire la ce puteți să obțineți și ce meritați să obțineți în viața voastră.
De aici pornește totul, de la gânduri. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!